Ieși și nouă, domnul, te rog frumos. Hai, te rog frumos. E la Craiova, asta e întrebarea. La Craiova sau... Vorbim după meci. La Craiova, hai, te rog frumos, la Craiova sau... Două secunde. Nu știu, nu știu nimic, aștept să vă vedeți, să vrească impresarul, după aceea vedem, chiar nu știu nimic. Eu sunt la mâna celor de la New York. Așteptă ce ai dori. Vă dați seama că știți foarte bine sentimentele pentru această echipă, dar aparține New York și mai departe nu pot vorbi, nu pot vorbi mult. Alex, dar ai vorbit cu șefii de la New York, adică... De asta nu mă ocup eu, se ocupă agentul meu, vorbește cu ei aproape zilnic, acum încă nu s-a trezit că este de vreme și vom avea vești zilele următoare. Te onorează oferta venită și de Răzvan Lucescu? Vă dați seama, vă dați seama că este o echipă mare, o cunoști pe Mister, vă dați seama că... Nu aș putea refuza oferta ca aceasta, dar v-am spus, iubesc Craiova, știți foarte bine sentimentele mele pentru această echipă, dar mi-am contract cu New York și decid în privința mea. Laurențiu te dorește, da, dorește să mai lucreze cu tine. Da, l-am avut pe Mister și în Arabia, în ăsta, un antrenor foarte bun, vă dați seama că și eu mi-aș dori să lucrez cu el, dar v-am spus, momentan stau la mâna celor de la New York. Ai vorbit triță în echipă, poate Craiova să ia titlul? Nu, eu pot să iei și acum titlul, nu e problemă. Mai are nevoie de 2-3 întări, după aceea fanii trebuie să aibă răbdare cu ei. Știu că a fost un început, nu cum își doreau fanii, dar cu siguranță cred că să își revină. Ai vorbit dimineața, nu? Ui, la cantonament, la universitate, te-ai și antrenat separat din ce știu da, eu. Am făcut un antrenament, că am nevoie să mă antrenez, am venit din Arabia. Am vorbit cu băieții, i-am revăzut, mă bucur că am văzut și le urez după aftă în seară. Poți noroc, Craiova, în seara asta? Nu știu, vedem după meci.